unde vrem să vii și tu. Cu povestea a fost odată și cu jocuri pur-pupu. O planetă cu magie, cu prințese și pitici, unde toți ar vrea să fie, și cei mari, dar și cei mici. La 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 la. Clouniela, te fac să zâmbești. Mirabela, eu cred în povești. Și Zorela, hai să fim cu minți. Vogonel, nu mă spăl pe dinți. Pe planeta Clounela, toți suntem aici. Pe planeta Clounela, cei mai buni amici. Pe planeta Clounela, cu toții cântăm. Pe planeta Clounela, mereu ne distrăm. Pe o planetă colorată, plină de copii, cu creioane desenată și cu multe jucării. Hai cu noi în lumea noastră, dacă-ți place să dansezi. Ia-ți părinții de acasă și vino să te distrezi. Clounela, te fac să zâmbești. Mirabela, eu cred în povești. Și Zorela, hai să fim cu mine. Suntem aici, pe planeta Clounela, cei mai buni amici. Pe planeta Clounela, cu toții cântăm. Pe planeta Clounela, mereu ne distrăm. La 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 la. Canalul nostru la o nouă poveste. Povești cu Clounela, adică cu mine. Bine, eu mă bucur că îți plac poveștile și abia aștept să începem și povestea de astăzi, care e una foarte, foarte interesantă despre mai multe animăluțe din savană care se strâng să mănânce toate împreună. Povestea e pregătită, dar voi nu sunteți pregătiți. Știți ce trebuie să se întâmple ca să înceapă povestea? Să mergeți chiar acum cu un mouse, uite așa, și să găsiți butonul Abonează-te! Hai să văd! Cine primul reușește să se aboneze la canalul nostru? Hai, eu aștept! Eu aștept! Foarte bine! Uite, povestea e aici! Și abia aștept să o citim împreună. Se numește Ospățul din savană. Așa, toată lumea și-a luat poziție, se așează comod și hai să vedem despre ce este. Facem liniște și să înceapă povestea. E petrecere în savană, masă mare, multă hrană. E chemată lumea toată, doar să fie educată. Erbivore, carnivore, hai veniți să facem hore. Dragi prieteni, hai, poftiți, este loc, nu vă îmbulziți. Uite așa strigau de zor toate zebrele în cor. Aveau și un regulament. Uite aici și fii atent. Fiți atenți care este regulamentul, da? Astăzi nimeni nu se ceartă și învață să se împartă. Nu împungem, nu pișcăm, nu ne batem, nu înțepăm. N-o zbugim și nu vânăm, reciproc ne respectăm. Astăzi vine fiecare de acasă cu mâncare. Ne purtăm frumos la masă, cui nu-i place stea acasă. Și ne punem pofta în cui. Astăzi, vânătoare, nu-i!
Animalele se adună și pe rând o să ne spună care-i felul de mâncare ce preferă fiecare. Așadar, ne-am înțeles? Batem palma și am mers! La ospățul din savană, dintr-o țară africană, animalele se adună să le spunem... Ce spunem atunci când cineva mănâncă? Poftă bună! Toți sub baobab s-au strâns, masă mare au întins. Animale mari și mici, șerpi, hiene, lei, furnici, antilope, leoparzi, zebre, rinoceri, gheparzi, azi e zi de sărbătoare, fără griji și supărare. De sub masă, fără frică, se lițește o... Cineva așa micuț, micuț, care toată ziua și toată noaptea strânge mâncare și e de culoare neagră. Cine e? O furnică! Deci, de sub masă, fără frică, se ițește o furnică! Mult stimată adunare! Când e vorba de mâncare, suntem foarte strângătoare, harnice, nevoie mare! Nu suntem pretențioase, dar nici prea prietenoase cu acei ce nu muncesc, trândăvesc și chefuiesc. Dulcele ne place tare. Adorăm și semincioare. Frunze, fructe și legume și pistic și nuci și alune. E gustos tot ce găsim. Mușuroiul îl hrănim. Pentru că furnicile, cum se numește casa furnicilor? Mușuroi. Acolo locuiesc toate împreună. Următorul se zice că el este regele. Cine e? Cine am fost eu? Leul, exact. Leul mândru stă la masă. Știți ce are el în plasă? Carne crudă și cârnat, dar se poartă cam ciudat. Ce se mai agită, frate? Mișcă coada, dă din coate. Tremură și are febră, tot uitându-se la zebră. Ce-ar mânca-o aici pe loc? Dar n-ar fi corect deloc. Înțelegerea e clară, el aici e domn, nu fiară. Nu-mi priește mie iarba, zice netezându-și barba. Nici buriana, nici alună. Carne vreau, doar carne într-una, zice leul. Următoarea e cineva care locuiește într-o căsuță care o poartă mereu cu ea. Și nu e melcul. Cine e? Broasca țestoasă. Corect. Uite și broasca țestoasă. Se încumetă să iasă. Scoate capul, cere scuze... Și se linge încet pe buze. Pune pe o tavă mare 7 feluri de mâncare. Varză crudă, pește copt, o banană, viermi, vreo 8, frunze, iarbă și lăcuste. E de ajuns ca tot să guste. Împreună au mâncat până când s-au săturat. Mulțumim, doamnă țestoasă! Pentru masa cea gustoasă! Broasca, știți voi, e sfioasă și a ascuns capul în... casă! și mai departe stă în căsuța ei. Următorul e un animal care, de fapt, e o pasăre. Sau e animal, sau e pasăre. Dar ea nu zboară. Și e foarte ager și aleargă foarte, foarte bine. Cine e? Struțul! Bravo! Ce ospăț! Ce ospăț! Strigă struțul șugubăț. Am întârziat puțin la acest frumos festin. Ia să pun și eu pe masă ce-am pregătit de acasă. Frunze dulci și semincioare, multe fructe hrănitoare. N-avem pofte culinare sau pretenții la mâncare. Noi mâncăm tot ce găsim. Chiar și pietre înghițim. Și se știe, dinți n-avem, hrana ca să o rugumăm.
Leul a strâmbat din nas. Eu de carne nu mă las, a zis leul. Următorul e un animal de culoare verde care locuiește în apă și care are o gură așa de mare și face... Cine e? Ați ghicit? Hai, gol! Faci uite așa. Cine e? Corect. Crocodilul. Crocodilul stă tecut și e tare abătut. El mănâncă tot ce poate, orice fel de vietate, păsări, zebre și țestoase, ce îi par așa gustoase, antilope, crab și pește, orice pradă îi priește. Uneori, noroc de am, pap și un hipopotam, zice crocodilul. Tot oftează neîncetat, câți prieteni am mâncat. Ce să fac? Sunt carnivor și nu-mi e deloc ușor. N-aș mânca eu doar pom ușoare, dar mă doare burta tare. Aș mânca și viță de vie, dar îmi provoacă alergie. Următoarele, cele care ne povestesc ce mănâncă, sunt animalele care sunt un dungiu de așa și e o dungă albă, una neagră, una albă, una neagră, alb, negru, alb, negru, alb, negru, alb, negru, cine e? Cine? Zebra, uite așa. Ce să faci? Așa e în viață, spuse zebra cea isteață. Unii numai iarbă vor, altul este carnivor, doar cu carne se hrănește și pe noi ne fugărește. Astăzi însă stăm aici, animale mari și mici, și pe rând noi povestim ce mâncăm și ce poftim. Eu prefer doar iarbă moale, care crește colo în vale, frunză dulce și gustoasă. Hai, serviți, am pus pe masă, ierbivor sau carnivor, la ospăț fi primitor, a zis zebra. Ce animale oare vin următoare? Următoarea e cineva care are gât lung, 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 lung. E? Mai tare că nu aud. Cine e? Corect, girafa. Toți urechile au ciulit când girafa a vorbit. Dar girafă, stai un pic, că n-auzim nimic. Povestește cât mai tare că ești înaltă până la soare. Tocmai vă spuneam acum ce mănânc și cât și cum. Eu consum, dragi animale, doar produse vegetale. Frunze, ramuri de copac, plante fragede îmi plac. Dorm puțin, am gâtul lung, cât mai sus să pot să ajung. Sunt extrem de pofticioasă și cu toți prietenoasă. Următorul e, mai țineți minte, crocodilul a zis că dacă are noroc mănâncă și un mare, care doarme mult și e greoi și se mișcă greu, agale. E domnul hipopotam, bravo! Domnule hipopotam, nu cumva trezit tu v-am? Vă rugăm să ne arătați ce bucate preferați. Somnoros, eu s-a întins. A căscat și apoi a zis. Ziua întreagă dorm adânc. Noaptea ies ca să mănânc. Caut iarbă pe aproape, cât mai mult pe lângă ape. Dacă nu-i cu supărare, eu merg iarăși la culcare. S-a îndreptat spre râu Alene cu moștiene pe la gene. Și cât noi ne-am dumerit, el pe loc a adormit hipopotamul. Se vede că e foarte somnoros. Următorul e animalul care are o trompă și care ia apă, uite așa, și stropește. Cine e? Elefantul! Elefantul a strigat foarte entuziasmat. Ia ghiciți ce mi-a trimis unchiul meu de la Paris!
7 lăzi de portocale, 8 borcane cu migdale, turtă dulce, biscuiți, pastă albă pentru dinți. Mănânc iarbă ziua toată, azi doresc și ciocolată. Nu vă fie cu mirare, căci e zi de sărbătoare. Multe mai erau bucate, au cinat pe săturate. În savana adunați, ieri dușmani, dar astăzi frați. Au mai stat nițel la sfat, au dansat și s-au distrat. Uite luna colonzare, este vremea de culcare. Elefantul s-a sculat și din trumpă a sunat. Dragii mei, v-am anunțat că ospățul s-a încheiat, a zis elefantul. Rămas bun cât și-au luat, în savană s-a înnoptat. Și-au plecat cu toți acasă, după cina cea gustoasă. Acum știți, copiii steți, hrana multor vietăți. Voi acasă, ce mâncați? Ce bucate preferați? Este ora de dormit, iar povestea s-a sfârșit. Și acum, cu mic și mare, hai, fuguța la culcare. Noapte bună, vietăți! Somn ușor, copii isteți! Eu, Clounela, mă bucur că ai fost cu mine până aici și ca să păstrăm legătura mai departe, zic să îmi scrii la comentarii care este mâncarea ta preferată. Ce iubești tu cel mai mult să mănânci? Iar noi, ca să păstrăm legătura în continuare, zic să îmi scrii la comentarii care este mâncarea ta preferată. Da? Iar eu o să mă bucur să te revăd aici și mâine și poimâine și în fiecare zi aici pe canalul nostru. Dar ca să știi când apare următorul video și următoarea noastră poveste, abonează-te chiar acum. Pune un like dacă ți-a plăcut și comentează neapărat. Ah, da! Și distribuie și prietenilor tăi. Iar eu, Clounela, te pup și te îmbrățișez. Te aștept cu mare drag la următoarea poveste cu Clounela. Într-o lume minunată, unde ați fost copii și voi, ne vom face mari vreodată și noi. Vom pleca la casa noastră, voi veți deveni bunici, însă azi suntem alături aici. Să ne luăm de mână și să ne îmbrățișăm, și hai să ne promitem solemn că o să ne jucăm. E o lume minunată în care ne iubim și în care am vrea cu toții copii să fim. De cu zori și până noapte voi doar pentru noi lucrați, să ne creșteți cu de toate, să ne protejați. Însă cel mai scump din daruri pe care ați putea să-l dați este timpul, iar pe el nu îl cumpărați. Să ne luăm de mână și să ne îmbrățișăm, și hai să ne promitem solemn că o să ne jucăm. E o lume minunată promis.
ne jucăm. E o lume minunată, în care ne iubim, și în care am vrea cu toții copii să fim.